Spitalul Județean de Urgență Suceava a primit săptămâna aceasta 900.000 de lei pentru refacerea instalației electrice, 160.000 de lei pentru un aparat de histeroscopie și 500.000 de lei pentru dotarea secției de reanimare cu 27 de paturi și 5 monitoare speciale destinate supravegherii pacienților. Pentru finalizarea lucrărilor de revizuire a instalațiilor electrice, blocuri operatoare, pentru că sunt multe lucruri acolo care trebuie cumpărate, 10,6 miliarde lei vechi, foarte important pentru Suceava. În afară de asta, peste 5 miliarde mai dă Consiliul Județean pentru paturi la reanimare și pentru computerele la patul bolnavului scos din operație, acele computere care supraveghează viața omului, care, după părerea mea, sunt cele mai urgente în momentul ăsta. Spitalul Județean de Urgență a mai primit încă 1,6 milioane de lei de la Casa de Asigurări de Sănătate pentru asigurarea funcționării și a salariilor angajaților până la sfârșitul anului. Alte 5 spitale din județ au primit fonduri în valoare de peste 2 milioane de lei pentru realizarea unor investiții. Primim în județul Suceava destui de mulți bani și mă refer aici la Spitalul Humor, 5 miliarde de lei pentru modernizarea secției de maternitate și liftul care să urce la ultimul etaj. Spitalul Câmpul Lung primește încă 3 miliarde, a mai primit 2 zilele trecute pentru modernizare. Vatra Dornei încă 1,4 pe lângă cele 7,5 primite luna trecută. Siretul Psihiatria circa 8 miliarde și 5 miliarde Siretul Spitalul Orășenesc, la care avem speranța, Ministerul de Finanțe a găsit soluția pentru deblocarea proiectului cu maternitatea. Știți bine că acolo era o promisiune mai veche, făcută de ministrul Ceche, dar fiind deficitul bugetar foarte restrictiv, să căuta un spațiu fiscal, că sunt 5 sau 6 proiecte cu Banca Mondială pe modernizarea maternităților. Și în sfârșit, cred că abia acum s-a găsit soluția.